Știință! Bună dimineața, Andreea! Văd că ne-ai luat toate umerașele astea de la curățătorie și le-ai aruncat pe masa de experimente. Exact, avem două tipuri de experimente legate de același fenomen științific. Inerția! Isaac Newton ar fi mândru de noi. Păi să facem experimente cu principiul său, primul principiul său, inerția, e ceva extraordinar din punctul lui de vedere, dacă ar fi trăit azi, nu-i așa? Da. Să-i seama. Ei bine, inerția. Și avem două tipuri de experimente. Dacă nu le facem pe amândouă azi, nu-i nimic, că ne va, avem timp să ne întâlnim. Hai să vedem că poate... Avem timp pentru toate. Hai. Bun, în primul rând, de unde vine numele de inerție? Sau ce credeți voi că e inerție? De la Papa Inerțiu. Nu te aduce capul prea mult și zice cineva, nu? Dar din inerție, nu? Iar ceva, nu? Iar ceva. Adică atunci când suntem în metrou sau în autobuz sau în mașină și punem frână, corpul nostru ce face? Se duce. Se duce. Și spune că este inerție. Este tendința corpurilor sau a obiectelor de a rămâne în repaus. Da, nemișcat, este inert. Dar mai... Exact, bravo! Bravo, asta urma să zic, dar foarte tare. Dar mai e o treabă, că în Renaștere, cumva, primii oameni de știință care au și experimentat lucruri, au descoperit relativitatea și nu relativitatea lui Newton. Mai exact, dacă tu ești în mașină și Ramona e pe stradă și tu treci pe lângă ea, tu cum ești față de ea? În mișcare sau în repaus? Un libidino... În mișcare. În mișcare. Dar tu în mașină. Da. În repaus. Exact, și asta este relativitatea. Tu nu mergi în mașină când mergi. Exact. Ce face fetele, linge, înghețați! Și atunci asta este inerția, este tendința corpurilor de a rămâne în mișcare sau în repaus. Și hai să vedem acum. Vorba lungă. Sărăcea omul. Exact, și nu avem timp de experimente. Așadar, aveți și voi acolo, veți face la fel ca și mine. Punem apă în pahar, cam jumătate, ca să dăm stabilitate paharului. Ok. Și acum avem cât un cartonaș. Da. Bun. Îl punem acolo. Ca să fie mai distractiv, am adus niște ouă care ghici, nu sunt fiertă. Ok, și? Așadar, există posibilitatea să le spargem? Există posibilități multiple. Bun. Stai așa să se alunecă. Hai să punem altă, dacă poate are o formă. E ok. Știi că astăzi este ziua oului? Este ziua oului, de aia ne și întrebăm ce a fost prima dată, ouă sau găina. Și ce credeți că a fost prima dată? Eu cred că a fost găina cu soțul ei. Că asta a fost evoluție. Bun, ce avem de făcut este să dăm ori un băbârnac foarte tare cartonașului, ori să tragem de el. Eu aș trage. Tu ai trage? Da. Să dau eu băbârnacul? Da, fata mea. Ok, hai, tu tragi la 3. Răzvan? 3. Hai de cap. 2. 1. Bun, asta este inerție. Practic, oul a rămas nemișcat și a căzut în pahar. Dar hai să-l facem un pic mai complicat. Și acum bag eu o mână aici. Exact, care... e doar apă. L-am spart! Nu cred că mai avem un pahar. Mai avem un pahar, mai avem ouă, mai avem apă. E tot în regulă. Bun, punem din nou cartonaș. La fel, jumătate, da? Da. Și acum... complicăm un pic treaba. Avem, apropo, vedeți că noi refolosim toate obiectele. E foarte important să refolosim lucruri din casă cu care să facem știință. Asta e tăbut de la hârtie igienică. Exact. Și facem același lucru. Eu nu mai am curaj să dau băvârnac de data asta, că mi-e frică, așa că o să trag și eu. Ce zici, Răzvan, tragi tu și ne dă Ramona startul? Nu, las-o pe Ramona să tragi. Pe Ramona, bine. Păi vezi, Răzvane, că de ce? Ai văzut că nu mă pricep la ouă. Hai că te pricep extraordinar de bine. De ce trebuie să fac? Să tragem tare de că doar trag. 2, 1, hai! Hai, îl complicăm un pic și mai mult. Mă pricep la ouă, de fapt. Punem din nou și găsim aici. Să mai bag mâna. Ia uite ce găsim. Mi-am dat seama, paharul meu este mai îngust și de-aia nu mi-l cap pe mâna. Hai să-l schimbăm, așa, foarte bine. Gata, mistrețe, oi. Aoleu, ce emoții am, dar nu-i nicio problemă, că astea sunt experimentele. Adică cu cât nu ies, cu atât e mai distractiv. Știi, păi ce facem? Unde e? Una pus aici? M-am stresat întotdeauna că suntem în direct și experimentele trebuie să iasă perfect, dar distracția cea mai mare vine și din... Evident! Eșec, ia să punem un... principiul nostru în televiziune, finalizare prin eșec, Jeane. Ce stai crăpat? Nu are nimic dacă e crăpat, nu are nimic. Si, te-ai pus pe... M-am pus pe... Ce zici, Răzvan, tragi? Nu trag cu... Haide, trebuie să încerci și tu să vezi cum e. N-ai vrut când a fost mai puțin, vezi ce înseamnă? Hai, Ramona, dă-ne startul. 3, 2, 1, știi! Oh!
ți-a ieșit, ție ți-a ieșit ei, nu i-a ieșit și ea a venit cu experiment. Wow. Poate întâmpla și eu l-am repetat de nu știu câte ori. Vezi, wow. Păi vorbesc prea mult. Stați un pic, că nu e toată povestea aici. Ce credeți mai avem acum, trecem la etapă. Ce mai facem? O scurtă pauză, o să vă spun cum amenința Andreea oamenii de știință. Și acum ce faci repede acolo? Facem exact asta. Zi, tu fă cu bătea. Trebuie să-l scoate. Nu, lasă că mă ocup. Gata, l-am scos. Are una mai subțire. Mâna mai lopată. Ok. Pune repede apă și în celălalt pahar. Așa. Asta e. Asta e. Am speriat oamenii pe culoar până să intru în platou. De ce? Și acum ce fac? Acum. Aici fac. Eu pun două din astea și voi puneți două din astea. Păi da, de ce? Ne-ai văzut? Ca să punem mai greu la noi. Și acum, ideea e că provocarea e că trebuie să le potrivim, păi să da, fie deasupra paharelor. Asta trebuia să n-aibă margine. Dacă are ba margine, nu, pentru că voi faceți ce fac eu, ce? Corect? Ce? Fiți atenți, așa, să așez la cameră. Mai avem un singur minut, atenți, fiți atenți, un minut mai avem? Da, și acum ce fac? Eficient. Uite, eu o să iau chiar... Vrei să pun două ouă? Două, da, exact, aici. Ouă. Și încă una aici. Hei! Funcționează rapid inerția, da? Ce trebuie să se întâmple? Fai. Obiectele care sunt în repaus rămân în repaus, ok? Nu a căzut. Ferească, domn, stai, doamna. În ce trebuie să dau? În tavă cu putere. Ia lasă-mă pe mine că... Așa, dar Răzvane, cu putere. Poate ți sar ouăle pe noi pe aici, ne spargi un ou și cu ne mutărești. Cu multă putere, ok? Cum ar zice Filică, dacă nu am găsit la pâine. Dacă zice el după aia. Multă determinare, fără să ne fie teamă, că face teama îmi face că... Și să fie aranjate bine, asta e toată treaba. Vrei să-ți dau eu un star sau ți-l dai singur? Mi-l dau singur. Dă-ți-l singur, Răzvane. Gata. Deci așa, dar pentru rămân... Isaac Newton, pentru Isaac! Pentru Isaac, te pup, Isaac Newtone! Și mai ales pentru știință! Pentru știință și pentru toți cei care apreciază știința! 3, 2, 1... O să vă spunem după o scurtă pauză cum amenință oamenii de știință să nu mai țină spectacul. Da, să te pup, Răzvan. Lăsă-mă și vezi de treaba ta. Uite cum mi-a ieșit la vârsta mea, așa țintă. Mai spune, mai ieșit, spune. Chiar intrat. Ce vrei? În apă. Caută-mă dacă nu mai găsit. Dacă nu mai găsit apoi. Bun, mulțumim tare mult, Andreea. Profesorii Trăsniți pot fi găsiți pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, dar foarte important pe pagina lor de YouTube. Exact. Așa. Unde facem super experimente conform lecțiilor din manualele școlare. Gândește ca un trăznit. Aveți chimie și fizică? Chimie și fizică, toate clasele. Chimie la 6-a la 8-a. Iar inerția chimie este o temă importantă. Dacă nu ai chimie cu bărbatul tău, ești istorie. Sau putem face matematică. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem mai apoi la Neața cu biribici popici. Ta na 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 na